Azi întind sârma în solar și vreau să arăt pentru începători cum fac eu treaba asta. În primul rând, avem o sârmă galvanizată pe care o iau și o întind pe lângă solar ca să am lungimea solarului. Merg și o leg aici, la capătul solarului. Am dat-o după kinga aceea și o tai un pic mai mare decât lungimea solarului ca să pot să o leg sus. Gata! Și acum am sârma pe lungimea solarului, după care o iau și o desfac și mergem cu ea în solar. Am întins deja 3 sârme, am legat câteva roșii care căzuseră pe jos, adică începeau să se aplece, așa că le-am legat. Și vreau să vă arăt cum o întind, cum o leg și cum o întind eu sus. Dacă pot să-l țin un pic de capătul ei, așa, ca să nu rupe roșiile. Am dat sârma pe deasupra țevilor transversale. Acum merg în capăt, o leg. Leg de prima țeavă. O răsucesc. Simplu, fără niciun secret, fără nicio complicație. După care merg și în partea cealaltă, o leg și în partea cealaltă. Cu aproximație să fie pe direcția rândului, o întind la mână cât pot eu, de bine, după care din nou înfășor sârma. Am lăsat-o mai lungă în caz de mi se rupe când o întind, să am de unde desface și să o fac iarăși. Așa am legat-o. Uitați cum face acum. Uitați, asta este întinsă. Uitați cum e. Și asta e. Și cum întind eu sârma? Cum mi-a venit mie o idee ca să-i fac? O să trebuiască un patent. Și imediat vă arăt cum fac. Ok, ca să întind sârma pe direcție, leg o ață de sârmă, îi fac o fundă normală, dacă apropie ei, simplu, fac, și nu se mai desface asta în veci, dacă nu o desface cineva cu mâna. După care tai ața de jos, măsor ața, o tai la cât îmi trebuie și îi dau drumul. Ei, în felul ăsta văd unde este direcția sârmii și dacă vreau să o mut mai în față sau mai în spate, mai stânga, mai dreapta. Și eu vreau să fie cam așa. Și așa știu în ce direcția sârmii înainte de a o întinde. Pentru că atunci când o întinzi, se mișcă puțin mai greu. Nu vreau să se miște ușor când o întind, de aceea o întind să fie cât mai bine întinsă. Acum, ca să întind sârma, am nevoie de un patent și un cui. Ei, iau patentul, sucesc sârma. Fac un S, așa. După care, cu un cui de 10 am eu, o să folosești unul mai gros dacă ai de întins multă sârmă și ca să faci mai repede. Și aici, pe S-ul ăsta, iau cuiul și îl petrec așa.
Dar cu succes. Am purtat ochelari până că se poate rupe sârma. Și strângem să fie întinsă. Uite, deja se cunoaște. Eu succes de vreo două ori ca să nu rup nici sârma. E bine făcut undeva la un capăt, cât mai aproape, ca dacă se rupe sârma, să se rupă aproape aici și să o putem, să o putem salva. Atât. Da, uitați. Sambal, cum se spune. Sârma este întinsă. Dacă vrem, mai putem să facem în altă parte, undeva mai aici, undeva mai la capătul celălalt. Dacă sucim de prea multe ori, se frânge sârma în locul respectiv, strângând foarte mult. Așa că, dacă vrem și mai tare, putem să o strângem la un alt capăt sau într-un alt loc. Cam atât. Acum, putem să legăm roșiile sau ce avem noi, ardeii, castraveții. Și acum vreau să le leg. Și cum facem treaba asta? Prin două modalități aș fac eu. Avem ața de legat și avem acești clești, clipsuri, sau cum se numesc ele. Legăm ața de sus printr-un ochi. Jos, măsurăm distanța, tăiem, lăsăm puțin mai lungă și putem face în felul următor. Ori să legăm, pur și simplu, o singură dată, nu facem nod, dar o singură dată. Așa, ne? Uite așa. Așa. Atât. Și răsucim. Planta după ață și gata. Sau folosim clipsurile. În felul următor. Trecem la următoare. Ei bine, acum cu aceste clipsuri prindem sfoara între brațele de la clește. Pac. Și mergem cu clipsul la baza. Hai să sucim să se vadă. Pac. Și stă pur și simplu în acel clips și din nou sucim planta după. Să-i luăm și copilul. Sau copilii. Uite. Și sucim planta după sfoară. Acum cred că amândouă variantele sunt la fel de eficiente și la fel de rapide. Adică o legătură din asta cu sfoara direct sau cu clipsul mie mi se pare la fel de rapidă. Așa că este alegerea fiecăruia cum face. Iar aici sus putem să mișcăm sfoara mai la stânga sau mai la dreapta după cum vrem. O să vină pe poziție. Și cam asta este lucrarea de întinderea sârmei și de legarea roșiilor în cazul nostru. Sau și ardeilor merg legați în felul ăsta. Sunt mai multe feluri de a lega, dar eu așa prefer acum momentul de față. Uite, dacă este ața prea slabă, desfacem imediat fundița. Și ridicăm puțin de ea, adică o întindem puțin mai mult și facem o altă fundiță. Gata.